Un nou popas turistic și apă de calitate mai bună promit autoritățile publice locale în parteneriat cu Asociația Obștească, Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă, care implementează un proiect în regiunea de nord a țării. Proiectul are drept obiectiv de a contribui la îmbunătățirea stării ecologice a resurselor de apă din bazinul hidrografic Caminca, afluent al râului Prut. Una din prioritățile Asociației Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă este gestionarea resurselor acvatice, de aici a și pornit ideea proiectului DAT. Nu se conservează, vă transmit, atent. Ia, de aici, uitați-vă unde este gaura, acolo este gaura, acolo toate. Da, ce se întâmplă? În cadrul proiectului Elaborarea Planului Integrat de Gestionare a Bazinului Hidrografic Caminca, implementat în baza programului de granturi din cadrul proiectului Consolidarea Cadrului Instituțional în Sectorul Alimentării cu Apă și Sanitație din Republica Moldova, Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă și-a propus elaborarea și dezvoltarea Planului Integrat de Gestionare a Bazinului Hidrografic Caminca, conform directivei cadru privind apa a Uniunii Europene. Crearea și dezvoltarea Comitetului de Subbazin Hidrografic Caminca, inclusiv afluenții săi, crearea Secretariatului Tehnic și a grupurilor de lucru, elaborarea regulamentului de funcționare a Comitetului de Subbazin Hidrografic Caminca, cooperarea bazinală consolidată în reabilitarea ecologică a bazinului hidrografic Caminca și în gestionarea resurselor de apă, pentru a avea rezultate concrete și o continuitate a activității proiectului și-au propus să implementeze un proiect pilot în bazinul râului Glodeanca, afluent Caminca. Pe malul unui lac de pe cursul râului Glodeanca, în comuna Danu, se amenajează un popas turistic, se reabiliteze câteva izvoare ale râului și se planteze 4 hectare de fișii de protecție a râului. Potrivit experților, Moldova în prezent armonizează legislația țării la legislația Uniunii Europene. Astfel, este necesar de armonizat și legislația cu privire la gestionarea resurselor acvatice, iar proiectul DAT oferă atât cunoștințe teoretice cât și practice. Bazinul râului Caminca, unde deja de jumate de an acordăm servicii de consultanță privind elaborarea planului de gestionare. O măsură sau un punct de bază în cadrul planului de gestionare este elaborarea unui program de măsuri privind îmbunătățirea calității resurselor de apă pentru următorii 6 ani, unde se vine cu acțiuni concrete privind soluționarea problemelor de mediu existente, cum ar fi, de exemplu, amenajarea izvoarelor, plantarea fâșiilor riverane de protecție, ca să diminueze scurgerile de aluviuni de pe versant și, respectiv, să preîntâmpine colmatarea iazurilor, lacurilor de acumulare din cadrul bazinului. În cadrul proiectului a fost creat Comitetul Bazinal al Râului Caminca, care organizează consultări publice cu privire la planul integrat de gestionare al râului Caminca și a afluenților săi. În cadrul proiectului, asociația amenajează 3 izvoare care alimentează râulețul Glodeanca și a fost amenajat și un popas turistic. Teritoriul bazinului hidrografic, districtul bazinului Prut, Dunărea, Marea Neagră, în subbazinul râului Caminca, participăm astăzi la un eveniment de plantare a arborilor în fâșia riverană acestui râu. Acest eveniment petrece în cadrul proiectului de granturi mici pentru ONG-uri, finanțat de Agenția Industrială și Agenția Elvețiană de Dezvoltare, în cadrul proiectului Consolidarea Capacităților în domeniul alimentării cu apă și sanitație în Republica Moldova. Acest proiect mai are ca o componentă foarte importantă, este elaborarea planului de management integrat al bazinului râului Caminca. În cadrul proiectului sunt organizate și întruniri cu oamenii din partea locului pentru a vedea cu ce poate contribui comunitatea la ocrotirea și îngrijirea izvoarelor și a resurselor de apă. Un rol important îl au și autoritățile publice locale, care pot nemijlocit să contribuie la valorificarea monumentelor naturii și ariilor protejate, implicând în astfel de activități întreaga comunitate. Astăzi s-au reabilitat tehnologiile silvice, o mașină de plantat pădure, care plantează circa 4 hectare de această pădure și, în plus, lângă izvoarele reabilitate,
se plantează arbori de talii înalte pentru a crea o micro zonă de odihnă pentru oamenii care doresc să viziteze aceste locuri. Eu cred că am început acest lucru de la primul lac de pe parcursul râului Căldărușa cu scopul de a ne extinde în viitor în spre sud, spre Glodeni, Dușman, Ciuciulea, Vieșoara. Și lucrul ăsta face parte din activitatea Consiliului Bazinal a râului Caminca, în cadrul căruia sunt membri 15 primari din raioanele Râșcani, Glodeni și Fălești. Și eu sper că acest exemplu va fi unul relevant pentru toate primăriile din raion, pentru ca noi să ne creăm o zonă de odihnă în baza rețelei hidrografice Caminca, în așa sens ca să restabilim râul Caminca, dar și să dăm viață terenurilor care cândva au fost împădurite, erau pe urmă, au fost degradate. Rezultatul final al acestui proiect este amenajarea izvoarelor a râului Glodeanca, plantarea fâșiilor riverane, dar și cel mai important este îmbunătățirea calității mediului, cât și a apelor din regiunea râului Caminca.